80 de olimpici la chimie au început lunii 31 august pregătirea pentru viitoarele competiții importante, care va dura până duminică 6 septembrie, în cadrul celei de-a 11 ediții a taberei naționale de chimie, organizate la Târgu Mureș. Unul dintre cei care face parte din lot este și reghineanul Dragoș Petrișor, pentru care această tabără înseamnă o bună pregătire pentru viitor. Această tabără reprezintă o posibilitate de a aprofunda materia de la anul, o materie necunoscută pentru mulți dintre noi și aici reușim să o învățăm la nivel înalt din prima. Această tabără este un beneficiu foarte mare adus olimpicilor și merită să venim aici pentru că învățăm lucruri noi și le învățăm bine, le învățăm la nivel olimpic din prima. Inspectorul școlar general al județului Mureș, Ștefan Someșan, a spus că este extrem de important și onorant pentru județul Mureș că organizăm tabăra națională de chimie. De fapt, este vorba de tabăra olimpicilor, de lotul național de chimie al României, care a dovedit în diverse competiții internaționale o pregătire deosebită, aducând premii din străinătate. Chiar dacă mulți elevi și profesori sunt în vacanță, acești copii minunați nu au astâmpări și vor să acumuleze cunoștințe noi. Copiii sunt însoțiți de profesorii lor și vor avea cursuri de pregătire teoretică și practică, susținute de 12 cadre didactice. Pregătirea teoretică se va face la Colegiul Agricol Traian Săvulescu, iar pregătirea practică se va desfășura în laboratoarele Universității de Medicină și Farmacie, cu ajutorul profesorilor Universității din Târgu Mureș. În cadrul acestei întâlniri are loc și schimb de experiențe cu elevi care au participat la fazele internaționale ale Olimpiadei de Chimie. Astfel se schimbă păreri, cunoștințe și totul se bazează pe ideea de echipă și ajutor reciproc. Mulți dintre ei au participat la internațională și acest lucru i-a făcut să învețe deja materia de clasa 12, să o știe la perfecție. Și ne ajutăm reciproc și formăm ca o echipă, este ca un lanț. Nu am putea trece de anumite lucruri sau să înțelegem anumite lucruri fără ajutorul celuilalt. Sâmbătă 5 septembrie va avea loc o mini-olimpiada, cărei premieră se va face duminică 6 septembrie, atunci când se va încheia și cea de-a 11-a ediție a taberei naționale de chimie.